E o săptămână și ceva de când trebuia să fie votată legea aceea care dă pârghii instituțiilor, dar Parlamentul se pare că are alte priorități și când spun Parlament mă refer la majoritatea PSD. Cum ați descrie dumneavoastră, domnule ministru, toată această situație și cum se reflectă în starea economiei? Pentru mine este practic inexplicabil ca niște oameni care au un anumit statut, o anumite funcții în stat, cum e aceea de ales local, de ales în Parlamentul României, să se joace cu viețile românilor, cu sănătatea românilor. Am înțeles, ok, legea n-a fost perfectă pe care a trimis-o guvernul, proiectul de lege pe care l-a trimis guvernul. L-au îmbunătățit deputații. Păi l-au îmbunătățit. L-au făcut colegii mei din Parlament și a ieșit domnul președinte Ciolacu și a spus cel mai bun proiect posibil. Ajunge la Senat, după care brusc nimic nu mai e bun din ce au făcut colegilor din majoritatea parlamentară de la Camera Deputaților, nimic nu mai e bun și trebuie să discutăm. Și de ce să avem o lege a carantinei și izolării? S-a ajuns inclusiv la discuții de genul că ținem oamenii în închisoare, că dacă vorbim despre carantină și izolare în condițiile unei boli transmisibile, discutăm de privare, de libertate, s-au ajuns la niște discuții care, după părerea mea, nu și-au rost. Am văzut aseară pe un post de televiziune pe secretarul de stat pentru situații de urgență, pe Raed Arafat, care spunea de legi similare în alte state europene cu tradiție democrată mult mai mare decât a noastră, legi care nu erau de acum, erau de foarte mult timp. Adică, pe bune, ce încercăm să vedem? Că e mai bine să lăsăm o persoană bolnavă, fie asimptomatică, fie nu, pe stradă sau acasă, să îmbolnăvească pe ceilalți, sau să-i asigurăm tratament de specialitate în spital și să-l vindecăm? Explicația mea este că o parte din parlamentarii Partidului Social Democrat, după părerea mea, nu mai au limită. Deci e mai mult decât electoral, e mai mult decât politică aici. Este o chestie prin care ei vor să arate că nu vor să facă așa, nu vor să aibă rațiune, nu vor să aibă judecată și preferă să se pună contra sănătății românilor. Părerea mea, care are legătură și cu situația din interiorul Partidului Social Democrat, acolo neexistând alegeri, neexistând un congres, actuala conducere interimară e contestată, am văzut pe contracandidatul domnului Ciolacu, pe domnul Lando Teodorovici, cu echipa de contestatori și numai devreme de acum câteva zile, unul din membrii echipei domnului Teodorovici a spus că nu există coronavirusul. Adică lucruri, atât de departe au mers. Adică s-a mers atât de departe încât o bătălie internă în interiorul Partidului Social Democrat e folosită pentru o bătălie în exteriorul Partidului Social Democrat. Dar până la urmă nu-și dau seama că ei duc un război cu sănătatea românilor.